Festivalul Massive și-a deschis porțile pentru sute de tineri care au așteptat la rând zeci de minute pentru a intra în zona de distracție, chiar dacă afară ploua torențial. Am pelerina, am o geacă, am o bluză și două tricouri pe sub mine, pantalonii ăștia și o pereche de ismene pe sub, sunt pregătit ca până în picioare. Niște echipamente de schi, bocanci, șosete, straturi. V-ați îmbrăcat bine, ce v-ați luat? Nu prea. Dar cred că se merită. Deși organizatorii au montat un pavaj special, noroiul a fost inevitabil. Cu toate acestea, nimic nu le-a stricat distracția celor care au venit la festival. Sunt două mari scene amenajate aici în Poiana Brașov, pe care vor urca artiști naționali și internaționali, iar în această seară Mahmut Orhan este unul dintre artiștii cei mai așteptați de către participanți. Cum vă zici în seara? Foarte tare, cu tot ce se poate. Pentru cine ați venit în seara asta aici? Pentru Mahmut! Sunt mulți artiști pe care nu-i cunosc, dar cum am zis mai devreme, o experiență și e bine măcar o dată în viață. Pe scena amenajată într-un cor de dimensiuni impresionante, puia a atras de asemenea o parte dintre participanți. Pe toată durata festivalului, peste 1000 de forțe de ordine și zeci de medici se asigură că participanții vor fi în siguranță în cele 4 zile.